Săptămâna trecută, o scrisoare primită de doamna Mia reușea să aducă întreaga casă într-o stare de tensiune generală. Soră cu vrajba. Vezi că aseară am primit un tort. Wow. Și în tort era un bilet. Aoleu. Și nu mi-a plăcut ce a scris de biletul, l-am sus. După un întreg scandal, cu mai multe intrigi controlate de doamna Mia, conținutul scrisorii era în sfârșit dezvăluit. David, tu știi care-i povestea acestui bilet? Ce conține el de a inflamat casa? Nu l-am citit, nu l-am văzut. David și Andra, să vă fie rușine pentru atitudinea pe care o aveți la adresa dânsei. Cum poți să afirmi, David, că mama ta este imposibilă? Rezolvați-vă problemele în familie atunci. De ce ai venit atunci cu ea? Te rog să-i spui acum, de față cu toată lumea, ce îi reproșezi mamei. Da, aș putea face asta, dar e foarte greu să vorbesc acum. Presiunea din direct amâna discuția pentru puțin mai târziu. Repede, că mi-o duc, mi-e foame. Nu. Doar zic o dată. Poți să zici. Nu înțelegem părerea care are. Las-o. Mă asculți? Așa, zi. Care este realitatea ta? Ce e real pentru tine? Aici nimic. Și aici, în emisiune, e un show, zici tu. Dar ce e? Reality. Show. Cum a zis aici? Mi-a show. De ce ai venit în emisiune? Că să fac audiență. Mami, nu te puta ca și cum ai avea... Că să fac audiență! Am făcut! Cea mai tare! Așa, merge bine emisiune. Bravo! Dar ce se întâmplă în emisiunea asta, de fapt? Ce vrem noi aia să întâmplă? Facem ce vrem. Care e scopul meu în emisiune? Tu vrei să găsești o fată, ai găsit, tu trebuie să pleci acasă. Ia un loc când am terminat. Lasă-mă, mi-e foame. Mami, nu pleca, nu, serios, nu pleca, lasă-mă, lasă-mă să termin. Nu pleca, lasă-mă. Ți-ai găsit fata sau nu ai găsit-o? Problema e ce faci tu. Lasă ce pentru fac, că tu ești din ea. Ce faci tu? Ce spui vreau? Ceva, faci niște afirmații în emisiune și după spui, ha, gata, e show. Nu pleca. Păi, să găsești fata, ai găsit-o. Ce mai ai? Tu îți dai seama că Andra poate să plece în fiecare săptămână dacă n-are susținere, realizezi măcar asta? Păi, lasă-mă și nu ți-e foame. Mami, mi-e foame. Na, mă, vorbește, na. Dar, surpriză, doamna Mia nu avea timp pentru prostiile lui David, având treburi mult mai importante de făcut și rând de oblojit. Domnul, te-ai supărat ce am zis în ăla? Ba da, mă supărat. Hai, mă, când te-ai supărat. Hei, nu. Păi, teatrul nostru. Păi, de ce teatrul? Nostru? De ce? Așa, nu, să te nu vreau. Nu vreau. Mama, că e de frumoasă. Așa e, mă, de amuzor. Ei, nu așa, că nu vreau. De ce? Adică toți sunt bine și... Păi și cum e viața noastră reală? Dar nu-mi place. Nu vreau, nu. Nu-mi place așa. Nu vreau. Păi ne fost, știi? Nu. Ai zis că ai ne fost. Dar nu vreau eu așa. Eu așa vreau. Cu un simț al realității de neînțeles pentru ceilalți, doamna Mia era din nou vânată prin casă de către David, spre un dialog de înaltă inspirație. Ne-ai scăpat, după ce mănânci, continuăm. Ce să continuăm? Mami? Lasă-mă prostiile tale. Dacă nu vorbești, nu mai vorbești niciun. Lasă-mă prostiile tale. Bine. Nici vorbă de reușită. Poftă bună. Hai, vină încoa. Nu vreau. Bine. Din cameră am ieșit. Hai. Eu, hai cu mine acum. Vii după în cameră. Bine, dar... Hai, mami. Ia uși tu, mami. Mami. Da. Haide. Hai. Nu te faci figuri, bine? Bine. Mă, termin, mă, cu de-ale tele. Bine, mă, lasă. Ține-o tu pe ta, nu mai complică pe tine. În cele din urmă, destinul implacabil creionat de aceeași doamnă Mia o aducea în camera de tortură a conștiinței lui David. Ok, hai că încep direct. Din cauza ceea ce ai făcut... Chiar ce? Geta a vădat-o pe Andra. Păi te trezești odată la realitate. Poți să am nu mai nervezi rău. Am votat-o că am votat eu pe Denisa, știu. Te trezești sau nu te trezești? Că am votat eu pe Denisa, a votat pe ea. Mi-a zis atunci în ziua aia, care e treaba, a trecut, asta a fost sâmbătă. Doamne, bă, zici că vorbesc cu un robot care nu conștientizează. Asta se întâmplă acum. Mami, trezește-te. Ce o iei? Trezește-te până nu e prea târziu. Atât te spun. Îți frică că o elimine pe Andra. Și din cauza ce ai făcut lui Ștefan și că ai făcut-o pe mama lui să plângă, el e din nou contra noastră și Ștefan. Și nu era. Din cauza cui pleacă Andra, ia să auzim? Pleacă, asta e concursul. Când a intrat, o știu tu să elimina. Ah, și tu ce ai făcut? Cum ai ajutat tu? Că mă întreba domnul Spână Pelea, ce, cum, de ce, gen, cum nu te ajută mama? De ce te plângi? Uite de ce mă plâng. De ce ai făcut?
Ce am făcut? Ai pus două mame contra noastră. Hai mă, lasă-mă cu deștepta. Adică nu mă interesează să știu. Chiar nu mă interesează. De ce ai venit atunci? Păi nu știu nici ușor mă întreb. Și de ce? Vine mama, știi, vin cu mama. Ea trebuie să mă ajute, ea îmi pune două mame în cap. Vin voturile sâmbătă. Pe cine votează Viorica? Nu pe cine, pune? Dacă tu o faci să plângă, pe cine pune? Spune-mi tu mie. Păi treabă. Păi ce să mai întreb, evident. Dar și dacă evident, ce pot să fac? Ai făcut deja, acum nu mai să mai faci, că ai făcut deja. Andy, lasă-mă cu de-ale tale. Ce poți să faci e să te trezești odată, ca să te aprecieze din nou lumea, să fii tu mama săptămânii. Da, greu cu doamna mea. Greu. Și dacă zic că e imposibilă, sunt certat. Ce pot să fac? Am încercat tot ce am putut, nu știu ce pot să-i mai zic. Da, mă, de unde știu că s-o supăra Viorica. Am zis că vorbea și eu aici. Pe de altă parte, doamna mea, nu vă pune nimeni să vă certați, nu este un show după care, adică nu vreau să înțeleagă oamenii de acasă, să n-aibă cineva impresia că vă dă cineva un scenariu să vă certați cu cutare și tare, adică sunt niște chestii spontane care se nasc în urma traiului în comun al vostru, în urma unor situații în care vă pune formatul emisiunii, de pildă acesta cu nominalizările, asta e, ne place, nu ne place, se ivesc conflicte. Știu, dar nu m-am certat. A apărut că m-am certat cu careva. Mami, nu pare în regulă. Pui, ce faci? Nu e ok. Păi m-am certat cu careva. Măcar ai înțeles unde dacă ai venit? Dacă știam că se supără Viorica, nici nu ziceam. M-am zis și eu, așa, prostii de-ale mele. Ce mi-a venit atunci? Eu am și și din cauza că tu spui ceva, alți oameni suferă, e ok? Care să ai alți oameni? Doamna Viorica, da? Nu mă refer la ea. Degeaba. Nu mă refer din cauza a ceea ce ai spus tu. Dar la cine vă gândiți? Cine? Ei. Ei doi? Da. Păi o să supereși. Ăsta e concursul. Adică dacă o să plece Andra... Și ce pot eu să fac? Păi ăsta e concursul, dar voiam un sprijin, nu? Adică mă gândeam că dacă sunt cu tine, o să am un avantaj, să mă protejez, să mă ajut. Eu nu fac chestii de astea, fiecare votează ce vrei, eu nu fac chestii de astea. Am făcut o singură dată atunci. Asta e corect. Da. Asta e corect cu nu votul. Nu fac lucruri de astea. O apreciez pe mama din punctul ăsta de vedere că ai mai încercat tu să-i spui una alta pe la începutul emisiunii și... Asta da, cu votul. A fost de neclintit. Nu pot să ce vreau eu. Ai supărat alte persoane. Nici nu influențez pe nimeni să facă ce vreau. Fiecare votează pe cine vrea. Eu nu vreau să fac ce zici tu, nici nu influențez. Super alte persoane și plătesc eu pentru ceea ce faci ce tu. Pentru că e normal, că am venit împreună, ești mama mea, ție nu poți să facă nimic, Andy, în schimb, mai intră fete, mai intră băieți, ăsta e concursul, asta e. Nu e aranjat de dinainte nimic. Da, stați un pic, nu. Nu. Aici ați înțeles greșit. Concursul nu este să-și schimbe partenerii. Concursul este să-și găsească iubirea și să se căsătorească. Că de asta se numește Mireasa. Păi da, dacă, Mireasa. Păi unde e Mireasa dacă pleacă? Dar dacă pleacă din cuplu, păi dacă avem numai cupluri, trebuie să plece cineva, nu? Nu s-a discutat asta. Că pleacă cineva din cuplu. Eu n-aș vrea să plece nici care din cuplu. Mai pun seama din fetele mele, cele trei care au mai rămas. Păi, dacă pleacă toate fetele, aia e, căutăm miri pentru mame. Ce să facem? Facem și noi ceva. Glumesc. Da. Hai să ne întoarcem un pic la Andra și la David. Andra, ești supărată? Nu. Nu foarte, nu? Ți-e teamă pentru sâmbătă? Da.